Nu, frații, nu mă urmărește, mă, că te pregătesc pentru un lucru foarte, ce, foarte ce, important. Ce. Imediat, păi da. Dacă este un lucru așa de frumos și interesant, tu trebuie să fii atentă și nu ai decât să câștigi. Darea, ce înseamnă două cincini dintr-o sută? Din o sută. Yes. Da? Păi că... Stați puțin, stați două secunde. Sigur că da. Că mi-ați mai spus. Așa. Dar am cam uitat. Păi ne deci trebuie să-mi... Trebuie să-mi aduc ne închipuim că stați. Suta este surprinsă ca un segment. 40? Cred că da. Adică 100 tu părți la 5, ori 2. Ori 2. Da. Așa, da, am zis. Da? Deci, nu mecanic. Ne gândim așa că suta ar fi întregul. Împărțită în 5. În 5, da? 2, 3, 4. Și 5. Da, și 5. Și noi luăm 2. Și luăm 2. Și da, da, și mai rămân 3. 20, da? 20, fiecare bucată, da? 20, 20, 20 și noi am luat 2 din ele. Deci, 2 cincimi din 100 e ca și cum aș spune, este egal cu... Da. 2. Pe 5 s-ar întâmpla ceva? Nu, nu, e 7. Deci, 2 cincimi din 100, 2 pe 5 din 100, este ca și cum aș zice, 100 împărțit la 5, așa ai spus, da? Da. 100 împărțit la 5 și totul de mulțit cu 2 și egal cu 20 ori 2, egal cu 40. Și să mă întâmplă, am înțeles niciodată. De ce se pune paranteza de deja o împărțire? A, tu ai dreptate aici. Deci e din prisos. Da, pur și simplu trebuie să înțelegi că... În ordinea în care sunt operații, le executăm și n-are rost să mai pun așa. E un abuz. E un abuz, nu? Adică tu știi asta cu 100 împărțit la 5 și că mulțești cu 2. Bun. Am să scriu altfel acum. 2 pe 5 ori 100 pe 1. 2 pe 5 ori 100. Cât face oare? Știm să facem înmulțirea două fracții. Stați! Stau! Stați! Stau! Stați! Deci... 2 și cu 1, nu. 2 și cu 1, nu. Nu se poate. E mulțire aici, nu? Da. Și la mulțire cum facem? Numărători între ei și numitori între ei. Da, 2 și cu 1 nu părea apă decât cu 1, știi? Deci, simplificarea asta nu, dar asta da. Dar asta da, da. Și voi avea acolo 5 și 10. De 20. 20. Și aici 1. Așa, de 20. Și acum, și va fi 2 ori 2, 40. Stați, ce faceți? Ah, mi-a luat deja face. Ha. Eu scriu că... Așa. 20. Și este egal cu 40 pe 1. Bun, e cam 40. Foarte tare, a face 2 cincimi dintr-un număr înseamnă a mulți 2 cincimi cu numărul respectiv. Ca să nu te mai gândești, împărțim la 5... Mai am face? Sigur! Îmi dați mai multe deodată și îmi dați un timp ca să le rezolv? Nu. Okay. Discutăm. Aici vreau să te țin lângă mine, că facem lucruri foarte frumoase, interesante. Deci eu acum, ca să nu mi o să vezi că învățătoarea, îți va spune așa. Ca să facem o fracție dintr-un număr, împărțim numărul la 5 și mulțim cu numărătorul. Iar eu acum spun ceva mai tare, mai interesant. Nu facem decât să mulțim. 2 cincimi cu 100. Da? Dar-i. Da. Da? Hai să vedem cum să facem. 7 3 sau nu, 3 șeptimi, hai să zicem. 3 șeptimi. Oh. Da? 3 șeptimi, 3 pe 7 din 49. 20. Deci ai înțeles foarte bine că e vorba de echivalent. Nu este mult mai la îndemână să fac asta. Sigur că 3 pe 7 ori 49 pe 1 și simplificăm 7 cu 49 da. Și iată 7. 7 ori 3, 21. Da, foarte, foarte, foarte interesant.
Mai dați-mi că sunt șoare! Simple, da? De acord. Dați-mi cu numele mari. Cât fac? Nu numele mari sunt importante. Știu! Ci modul în care gândim, da? Ce înseamnă Daria? Da. 5 unsprezecimi din 121. Interesant. Din. Uite, ce-am făcut? Stați! 121 împărțit la 11, ca să am învățat. Așa, deci vine 5. Și face 55. Deci 15 pe 11, ori 121 supra 1, da? Mă rog că am stat și eu pe lângă Miruna când repeta aia chestia asta. Pătratele perfecte, da? Așa. Și iată, 11, ăsta e avantajul celui mai mic. Foarte multe lucruri depinde din discuția purtată, da? 5 ori 11, 55. Iată că am înțeles. Dar oare până la 121 ce reprezintă? Deci v-ați să zic că 5 11 reprezintă 121. El a fost 121, da? Și acum 55 am luat. Ia să vedem. 121 minus cât? Minus 55 este egal cu 66. 66. Deci 5 pe 11 este egal cu 66. Nu. 5 11 din 121 au fost 55. Și acum eu întreb, până la 121 în completare, 66? 66. E de 6 ori câte 11. Adică sunt cele 16, 6. Deci, într-un fel, 5 pe 11 plus 6 pe 11. Faci întregul. Da. Păi 5 pe 11. 5 pe 11. Plus 6 pe 11. 6 pe 11. Pentru că avem același număr de 11 pe 11. Asta era. Da, Daria. Deci noi, practic, când facem fracția unui număr, găsim rezultatul acela, iar dacă scădem din suma totală, e restul. Sunt celelalte 11. Adică pe 5 le-am arătat, pe 5 le-am arătat că sunt 55, iar celelalte 6 sunt 11, sunt reprezintă restul de sume respective. Mai precis, Daria, haide să gândim așa. Dacă aș avea, aș reprezenta pe 121... N-am înțeles! Da? Eu insist și pentru cei care urmăresc. Da, mie îmi place mai mult metoda aia decât segmentele. Uite, deci împărțim prin... Se înțelege mai greu prin segmente. Uite, Daria, și aici, eu... Metoda figurativă rămâne de bază, foarte des folosim deci noi asta. Deci faceți... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da? 11 și 5 din ele le-am luat, da? 1, 2, 3, 4, 5 le-am luat. 5 le-am luat și au mai rămas câte? 6. Da, mai rămas 6. Rămân. 6 rămâne. Deci 5 le-am prins și 6 au rămas. Au rămas. Și noi făcând 6 ori 11. Sigur că da. Deci asta e restul, da? Da. Asta e restul. Da. Ei, acum să vezi tu la ce probă te pui. Deci pentru asta mă pregăteai. Da? Da? Să vezi tu cât de interesant este. Uite. Acum mă urăți. Într-un coș cu mere. Stai. Într-un coș cu mere. Daria se furișează și ia două cincimi. Da, așa. Două cincimi din mere acelea. Dacă au mai rămas 6 mere în coș, câte mere a luat Daria? Deci, două cincini le iei. Și știi că în coș au mai rămas 6 mere.
Câte mere ai luat? Deci, Daria are un coș cu mere. M-ați pus într-o situație grea. Nu-i deloc grea. Deci 60 de mere erau. 60 de mere, da? Da. Dacă erau 60 de mere. Hai să facem două cincimi din 60. Două cincimi din 60? Pe două cincimi din 60 înseamnă 60 împărțit la 5. Care îi dă 12? 12 ori 2, 30? 12 ori 2, 24. Așa, da, 24. Și atunci au rămas până la 60? Oho! 36. Și am zis că au rămas mai 6. Păi da. Eu ți-am dat câte au rămas în coș. Și tu trebuie să ghicești câte mere au fost. Nu trebuie să ghicești. Nu trebuie să ghicești, trebuie să gândești cu adevărat. Păi. Dumneavoastră faceți și dumneavoastră pe tablă. Eu promit că nu trag ochi prea mult. A, așa, deci un pic, da. Așa, numai cu ochi te uiți, da? Da. Bine. Uite, eu am să reprezint numărul de mere din coș printr-un segment. Și fiindcă tu iei două cincimi, atunci am să împart în 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cineva care mă salvează. Cineva te salvează, da? Să sperăm. Să sperăm. Alo. Bună seara. Vă salut, vă salut, domnul Ogureanu. Vă salut. Da, vă... Pe la ce oră? Da. Vorbesc cu soția și probabil că ajungem. Da. Da, păi... Seara asta vă sun îndată. Adică după ce ajung acasă, vă sun. Da? Da. Bine, domnul. Seara bună, vă salut. Așa. Și spuneam, două cincimi luăm de aici, da? Două cincimi, uite. Noi își luăm două pătrățele. Le hașurăm, că le-am luat. Da? Și câte au rămas? Au rămas trei. Și câte mere au reprezintă astea? Șase mere. Ați făcut acolo cu un segment în plus. Nu. Așa, da. Șase mere reprezintă aceste trei segmente. Pe 6 împărțit la 3. Deci eu ți-am dat restul. 10 mere. 10 mere au fost, sigur că da. Da, asta e panta. Și am reușit să rezolv singură. Da? Deci atenție multă că eu ți-am dat restul. Da, da? Mai face. Sigur că da, mai acum face. Acum am prins și eu. Da. Deci, într-un coș sunt mere. Mere. Peste un mere. Așa. Puneți voi dumneavoastră gutui, mă împlesc. Gutui, dar îți plac mai mult gutui, să zicem. Bine. Și Daria ia trei șeptimi. Așa. Continuați. Da? Din ele. Rămân... 10 mere. Dar... Ia să vedem. Dă tu un număr. Eu? La întâmplare? Noi, aici e secretul, nu la întâmplare. Trebuie să vezi. Vezi că eu am dat 6 mere. Stați. Uite-te aici, de ce am dat eu 6 mere? Dacă dădeam 7 mere, era bine? Acum, dacă Daria, puneți mintea la treabă și vezi tu cât de frumos... Stați. Așa. Stați.
Excelent! Bravo! Yes. Bravo! Bravo! Excelent ai gândit! Dar de ce? Să spune și cu voce pentru toți ceilalți. Păi m-am gândit încă segmentul și am făcut 7 minute care mi-a dat 4. 4 și m-am gândit ce număr se împarte la 4? Neapărat trebuie să dai un multiplu de 4. Puteai să dai și 12, și 16, și 20, dar multiplu de 4. Nici o clipă altfel. Că altfel nu. Da? Teribilă problemă, vezi? Cât de șmechele e. Foarte tare, foarte tare. Așadar, rămân, deci ia 3 șeptimi și rămân în coș. Rămân în coș. 8 minute. 8 minute. Și acum mă lăsăm să rezolv. Da. Deci, împărțim în 7. Stați, că dumneavoastră nu aveți voie să mă ajutați. Nu am voie. Pentru că eu sunt un om foarte inteligent. Mă bucur foarte mult. Mm-hmm. 14. În sunt 14? Bene. Sigur că da, pentru că tu ai gândit... 8 împărțit la 2, împărțit la 4, 2. Exact. Și apoi 2 la 7, 14. Perfect. Dar ai făcut cu segmente, nu? Da, cu da. Segmente. De ce nu spui? De ce ai făcut așa? Ai luat un segment, să le spunem tuturor. Da, și am împărțit la 7 segmentele. 3, 4, 5, 6 și încă unul. Și am luat 3 din ele, pentru că aș putea îmi spune probleme. 7 și ai luat 3 din ele. Și mi-au mai rămas 8 mere. Și asta, segmentele reprezintă 8 mere. Da? 8 împărțit la 4, 2. 8 împărțit deci la 4, 2, ca să vezi și 2 segmente. 2 ori 7 ca să complete, să afli merele la început. Uitați-mă. Foarte tare. Acum să dăm o șmecherie. Notăm cu X merele. Doamne, ce nou, tragic, că în sfârșit că l-am înțeles și eu chestia schimbați exercițiu. Nu, e același exercițiu. Dar cum îți arăt altă metodă. Că nu degeaba am făcut noi înmulțirea cu fracții. Da? Nu degeaba. Notăm cu X merele. Din nou mere. Din coș. Merele din coș. Și acum, dacă am notat cu X, facem 3 șeptimi din X. 3 ce pe X. Adică 3 pe 7 ori din mere. Din X. Ori X pe 1. Ori 1 pe X. Mai X pe 1. X pe 1. Nu din 121, X. Așa facem. Da? Și deci acesta... este o fracție ireductibilă, deja spune. Deci 3 pe 7 ori X. 3 șeptimi din... Ori X pe 1. Că așa nu știu cu X, dar... Și am zis că rămân, nu? A zis că rămân, da? Câte au rămas, am zis că au rămas 8. Mm. Nu cred că 3 șeptimi trebuie să facem. Trebuie să facem diferența până la 7. Adică 4 șeptimi. Deci e incorect să punem 4 pe 7. 7 zice 4 pe 7 X ori X egal cu 8, nu? Păi da, noi știm să mulțim. Stai să nu știm să mulțim două fracții. Eu zic X pe 1 aici. Dacă e 8... Nu-i că nu și noi. Cât? Ori 4? Nu. Hai să facem. Avem 7 4 ori. X. Ascultă-mă, că nu degeaba am făcut înmulțirea. Da. 4 ori X face 4 X. Supra 7 egal cu 8. Da? 4 X. Și acum, pe fracția asta, o pot amplifica cu, eu zic până aici 8 pe 1. O pot amplifica cu 7, ca să avem 7? Aceeași numitor. Ca să avem aceeași numitor, și sus și jos. A, da. Da? Și atunci ea devine 4x supra 7, egal cu, dacă amplific și sus și jos cu 7, 7 ori 8, 56. 56 pe supra 7. Și ca urmă, fiindcă au același numitor, renunț la ei. La revedere. Gata! Cât ori 4 dă 56.
Și răspunsul va fi 14. Egal cu 14, egal cu 56 împărțit la 4 și egal cu? Este egal cu 14. Deci o metodă de lucru, atenție, Daria, metodă de lucru fără utilizarea metodei acestei figurative, da? Pur și simplu, prin calcul. Dar uite care e șmecheria. Fiindcă tu ai luat 3 șeptimi, ți-au rămas restul de la până la 7 șeptimi, au rămas 4 șeptimi. Și 4 șeptimi din x egal cu 8, restul ți-l dau eu tot timpul, atunci povestea este foarte clară. Îmi plac mai mult segmentele. Mai mult segmentele. Facem și așa și așa. Hai să zicem. Uite. Într-un coș. Hai să fii într-o pădure cu copaci. Într-o pădure cu copaci. Că m-ați omorât cu coșul și cu merele și cu... Așa, bine. Într-o livadă. Într-o livadă. Da. Sunt... Sunt copaci. Pomi, da? 3 pe 4. 3 șeptimi. 3 șeptimi din cantitatea de copaci au fost tăiată. 3 șeptimi din ei au fost tăiați, da. Da. Am mai rămas. Din ei au fost tăiați. Mă lăsați pe mine să spun câte am mai rămas. Da. Au mai rămas 16 copaci. Nu. Hai să spunem. Au mai rămas 8 copacei. 8 copacei. Sau 12. Hai să fie 8. 8. Gata. 8. Au rămas 8 copacei. Au rămas 8 copacei. 8 copaci. Câți au fost la început? Câți au fost de toți? Și mă lăsați să fac prin secvențele, pentru că sunt pe fratele meu. Da. Și am da, profesor, 14. 14? Da, dar aceeași problemă, da? Numai că am îmbrăcat-o cu copaci. Dar dacă spuneam că a luat Daria, două șeptimi. Două șeptimi au fost tăiați. 2 pe 7? Da, 2 pe 7. Atunci trebuie să scrie să tăiem numărul de copaci care au fost rămași. Câți au rămas? 10. 10? Foarte bine, te prins, gata. Tot 14. Tot 14 în judecata, da. Dar dacă dădeai... 15. 15, multiplu de 5, sigur că da. Stați. Deci 15 împărțit la 21. 21, sigur că da. Pentru că îți vine 15 împărțit la cât... Dar și ce n-am înțeles? Zic. Adică, de exemplu, cineva ai un de la NT, sunt o problemă din asta. Și tu acolo îl pui mult. Ai, ce spunem și eu, acum asta, de exemplu, 4 pe 9. Și la un minus 4 pe 5. Și omul ăla poate s-a gândit să pună 10. Și, dar băiatul care dă testul sau fata a pus 20. Și dă un alt rezultat ca al examinatorului. Sigur, pe e altă problemă. Că spune că mai rămân 10 este o problemă, dar când se spune că mai rămân 20 e o altă problemă. Deci numărul lor se modifică funcție de restul care l-ai dat. Da, da. Am una tare, foarte tare. Oh my god. Deci ce trebuie să vorbesc, Așa. Ok, fără mere și fără mere și fără coș. Yes. Yes. Așa. În punem într-o cutie, sunt bomboane. Bomboane. Da. Daria. E tot Daria. Daria, cu Daria am eu treabă. Foarte mult pe furiș, pe furiș, mănâncă două treimi din bomboane. Ele. Așa. Doar o treime, hai. O treime, că e prea mult. Da. Mănâncă o treime din ele. În prima zi. Ați omorât din prima zi. Deci în prima zi mănâncă o treime din ele.
Mama nu observă. Mama nu observă, mama. Așa. Mama e mai chioruță, să spunem da. Așa. A doua zi nu rezistă tentații și mănâncă 4 pe 7. Două treimi din rest. Oh, oh, mai. Două treimi din rest. Oh, dar asta e mâncăcioasă, fetița asta, Daria. Da. Deci, a doua zi, atenție, două treimi. Să o las un pic mai ușor. Nu, n-aveți voie. N-aveți voie să o lăsați. Atenție, două treimi din rest. Mai e și a treia zi? În a treia zi, până că restul. Nu. Constată că au rămas în cutie. Constată. Ce au rămas? Că au rămas în cutie. Cât au rămas în cutie? Dacă vă puneți pe mine din nou să le fac. Nouă bomboane. M-a lăsat o fagă, da? Câte au fost în cutie? Ok, hai că ușoară. Nu e grea. Deci cu segmente facem, da? Și nu, eu fac cu segmente. Și eu fac, dar ce nu, vrei? Că apoi trag cu ochiul. Nu, n-aveți voie să faceți cu segmente. Bine, lasă să încerc să văd dacă am făcut programa bine. Voi faceți cu, dumneavoastră faceți cu ciudățenia, aia care o faceți dumneavoastră. Cu fracție, de ce n-aș lini? Ce-ți da? Ca eu să nu înțeleg. Și apoi mai discutam. Stați puțin! Of, ce rău sunt! Zim. Păi, eu nu pot să fac ce vroiam eu să fac. De ce nu poți? Ia să vedem. Că e o chestie. E o chestie foarte tare. M-ați omorât din prima secundă. Spuneai că totuși sună o fac, dar eu am făcut-o. Sunt foarte fericită că ați făcut-o. Dar să știți că eu nu trag ochiul, deci eu nu trag ochiul. Bine. Foarte bine. Deci, fără supărare, dar mi-ați dat o problemă de toate zilele. Să trăiți, domnul inginer. Toată ziua vă salut! Hai, fă ușa, nu te mai... Vă rog! Sunt 23. Da. Este excelent. Excelent. Dar e frigul. Trebuie să-i spun. Da. Așa. Iar acum eu sunt într-o lecție în direct la Prof Online TV. Deci dacă se deschide și se intre pe internet, deci televiziunea Prof Online TV, care emite 24 din 24 de ore. Acum eu mă aflu într-o lecție, sunt în direct acolo. Da. Mulțumesc frumos. Mâine trec poate pe la dumneavoastră, mai stăm două de vorbă dacă o găsesc cu câteva minute. Da. Am înțeles, gata. Perfect. Da, minunat așa. Mulțumesc frumos. Am înțeles. Mm-hmm.
E minunat așa. Da, mâine pentru detalii stau de vorbă cu dumneavoastră, abia aștept să ajung să stăm de vorbă. Mulțumesc mult, mulțumesc mult. Bine, vă salut, sănătate. Noapte bună, vă salut. Da, profesor. Da. Ați greșit. Am greșit. Trebuia să dați ori 8 bomboane rămase, ori 10 bomboane rămase. Tum, tum, tum. Asta e. Acum am să-i zis așa. Trebuie să se împartă exact la 2. Că facem nouă ori 27 și 27 nu se împarte la 2. Asta. Deci ați greșit. Ai văzut ce important este ca să fim atenți la rest? Nu putem da restul la întâmplare. Dar dacă dădeam 8, oare ar fi fost bine? Stați să vedem. Deci îmi trebuia un multiplu de 2. De aici, nevoia următoare să împărțim la 2 era să impunea de urgență. Să 36 de bomboane, așa. Deci 3 ori 24 împărțim la 2, 12, 12 pe 3, 36, da? 36? De bomboane. 12 ori 3. Da, 36 de bomboane. Hai, Daria, trebuie să spunem că este minunată ideea asta de a compune greșiții de acestea, pentru că aici restul nu se dă la întâmplare. Se dă funcții de ce avem mai sus ca număr de segmente, da? M-a lăsat și pe mine să vă compună problemul. Eu îți propun așa, hai să facem împreună o problemă acum amândoi, să o gândim. Și apoi vă dau eu. Și pe urmă vă dau eu. Da, îmi dai și tu. Deci vrei să... Dar facem tot așa, în genul ăsta, mai, cu un număr mai micuț. Da. Și asta dar, nu dacă de aveam eu aici. Dar tocmai ne apropiem de cele, da? Ne apropiem de cele. Da, 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 da. Deci, practic, suntem acum în poziția de a face problemele acestea da, dure. Da, da, da. Da, da, da. Dure. Nu profes. Pur și simplu, care e cheia? Din cele trei. Aia roșie, nu? Atacul roșu? Nu. Da, nu? Da. Aici cu roșu. Aici cu roșu. Nu. 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 Așadar, împreună, că ai văzut și eu am avut dificultăți la compunere, nu? Pentru că dacă am greșit aici restul, nu l-am dat corect, ați nu mai știu. Ați problema, domnule. Perfect. Hai să spunem așa. În prima fază, da, consumă două șeptimi, ne facem altă problemă, da? Deci două șeptimi din bombanii, prima zi. A doua zi, o treime din rest. Și o rămân, treime, așa o treime, da. Iar a treia zi, hai să facem și mai tare, a treia zi, jumătate, o doime din ce a rămas. O doime din noul rest. Constată că îi rămân. Îi dai și mai ușoară. Îi rămân. Hai să vă văd că dacă m-am greșit și la asta, sunteți varză, domn profesor. Daria, mi-ai creat niște emoții, nici nu știi tu cât de mari sunt acum. Când m-ai sancționat așa de dur. Deci, dar am să zic că îmi trebuie multiplu de 5. Că de la 2, 5... Nu îmi spuneți, nu îmi spuneți. Eu gândesc cu voce, ce vrei să facă? Corect. N-ai
în stilul meu, okay, de anime, da? Nu prea cu urechea. Nu tragi cu urechea. Prea mult. Bine. Deci, două îmi rămân cinci șeptimi, va trebui să par la cinci. Deci îmi trebuie multiplul de cinci. Apoi, o treime și două treime le consum întreb și un multiplu de 2. 2 ori 5, 10. Neapărat să iau 10. Rămân. Deci rămân 10 bombonele. Da. Rămân 10 bomboane. Zece rămâne. Dacă nu merg, da, nu o să mă contau foarte tare dacă nu merge problema, nu? O să nu se știe. Deci sunt șanse să mă condamne aspru de tot. Nu se știe, deci eu nu fac nimic rău în viața mea. Așa. Dar să știți că câteodată mai scap așa din lesă. Deci se întâmplă ca să mai dai și câte o... Ok, deci rezolv problema. Acidă. Să vă corectez, doamnă profesor. Simți nevoie, da? Da. Acum ne dăm noi seama dacă ați greșit. Deci simt nevoie să mă corectez. Fac și eu. M-ați speriat. Dacă, deci împarte în 7, 1. Nu-mi spuneți, nu aveți voie. 4, 5, 6, 7. Pentru și se urmește anca ce probleme tari face. Foarte tari face. Deci, dar are o cutie de bomboane. În prima zi se furișează și mâncă 2 șeptimi din bomboane. Deci, în a doua zi, mănâncă o treime din rest. În a treia zi, jumătate din nou rest. Și constată când le numără, vai, mai rămas 10 bomboane. Ați scăpat, domn profesor. O mers? Da. 10 bomboane. Oh. Întrebarea este, câte bomboane a avut Daria în cutie? Sau câte bomboane are cutia? Spuneți mulțumesc că ați scăpat, că vă făceam marză. Mai, da. Deci, hai să vedem. Am împărțit, ne închipuim că cutia e reprezentată pentru un segment. Și am împărțit-o în 7, pentru că acolo ea mănâncă 2 șeptimi. Acolo e puțin bom. Unde? Bomboane. Bomboane, nu? La început acolo. Așa. Oh. Bun, foarte bine. Nici română nu știți. Asta, nici concursul nu știți, nici, da? Bine. Merg mai departe și zic așa. Deci am câte aici, am zis, 7 segmente, da? Și 2 le consumă în prima zi. Ah, de dacă începe de la început e mai greu. Nu, că ea este cea care vin mai târziu și vreau să o introduc și pe ea în problema asta, da? Ei bine. Nu, să nu cumva să vă las după mine. Așa. Și acum au rămas cele, restul este format din cele 5 segmente. Că 2 le-au consumat. Și o să reprezentăm noul rest cu albastru, să zic așa. Iar acum, din aceasta e o treime. Deci trebuie să împart în câte? Neapărat în 3. Da. Și ia o singură treime. Deci a doua zi mănâncă treimea asta. De bombă. A treia zi, noul segment acesta, care e restul de fapt, așa. Câte mănâncă din ele? Una. O doime. Cu jumătate. Deci din asta, pe asta îl împărțim în 2, dar chiar 2 avem. Avem baftă. Și mănâncă jumătatea asta. Și constată că îi rămân, aici cât am zis, 10 bomboane. 10. Câte au fost la început? Păi, vedem probleme.
ce la ultimele două. Dar am făcut-o de mult. Câte bomboane au fost? 42. 42 de bomboane. Deci 10 este asta. Asta altă cât este? 20. Tot 10. Tot 20. 20. Da? Deci asta de sus? 30. Asta toată e 30, da? Da. Deci aici înseamnă 30. Cu aia 50. Nu, cu aia 40. Dar acest 30 înseamnă segmentul de sus, care e format din câte de astea micuțe? 1, 2, 3, 4, 5. Și 30 trebuie să-l împărțim la 5. La 5. Da? 30 împărțit la 5. 6. Egal cu 6. Și fiecare are 6 și cum sunt în total 7, 7 ori 6, 42. 7 ori 6, e cam 42 bomboane. Cutia avea 42 de bomboane. Mai dați-ne mâna, fac concurs cu Anca. Bine, hai să vedem. Dar cum pui tu? Eu? Doamne, ce vă iubesc, domn profesor. Deci, da, corect. Haideți că vă fac varză, oameni buni. Vă fac varză. Să vedem. O cutie de bomboane cu... Lăsați-mă pe mine. Profesor, că eu fac acum puțin pe care da. să fie problemă. Da. Lăsați-mă două secunde să mă gândesc. Deja rezolvat. Dar nu, că nu fac după asta. Fac altceva. Da. Deci compunem o problemă. Da. O cutie de bomboane. Stați. Este atacată în mai multe rânduri de Daria. Ok, gata. Deci în prima zi. Deci s-a luat o cutie de bomboane. Pe furiș, profund la ai. Nu, eu nu mă întreb bomboane. De pot. De pot, da. Așa, pe furiș, profund la ai, în prima zi, a 4 pe 8 din cantitatea de bomboane. 4 pe 8. 4 pe 8 înseamnă 1 pe 2. Nu contează. Deci 4 pe 8. Eu nu lucrez cu fracții. Nu lucrez cu fracții reductibile. Ok, deci 1 pe 2 din cantitatea... Deci 1 pe 2 din toată cantitatea. Din toată cutia, cantitatea. Da? În a doua zi, ia 2 pe 4 din rest. Păi 2 pe 4 tot o 2. Tot 1 pe 2. Lasă așa. Tot 1 pe 2. 1 pe 2 din rest. Așa, și a treia cutie, zi, din cutie, da. A treia zi, uite că pe asta am pus-o bine. A doua zi. 1 pe 2 din rest. 1 pe 2 din... Din rest. Român. Așa. Da, din rest. Și a doua zi, a treia zi. Și a treia zi, 1 pe 2 din rest. Tot 1 pe 2. Da. De jumate, jumate, jumate din rest. Așa. Și român, 20 de bomboane. Din rest 1. Da, și rămân 20 de bomboane. Și rămân 20 de bomboane. Aflați. Iar 3 egal cu 20 de bomboane. Problema este să aflăm câte bomboane erau în cutie, da? Eu știu, gata, am făcut. Hai să o facem... Doamne, ce o să-mi placă să mă văd și încercându-mă. Da, și tu uitându-te... Nu, la noi și aștepți chiar să ne împotmolim. Nu, așa că e Anca. Cum facem Anca? Facem un segment lung. Așa, ca și numărul de bomboane din cutie. Împărțim în două. Împărțim în două, pentru că în prima zi asta. Așa, după mai... Luăm ăsta de desubt și iarăși... Asta e restul, nu? Da. Iar în două și e al primul rest. Apoi, din ce îl luăm de desubt încă o dată. Și îl împărțim în două. Și tot așa, hașul de aici. Și asta care rămâne, 20. Păi,
Bun, o simt să spun 20 ori 4. Da. 20 ori 4, 80. Hai că ne-ai pus la încurcătură mare. Doamne, ce-mi place când fac mâna. Dar unde ți-ți place că am făcut-o? Am făcut, dar nu contează. Nu mai fac una, domn profesor. Păi una? Nu se face. Asta mă fac grea. Hai să văd. De... Nu mă mai vedeți ochii, domn profesor. Să văd. Ok, hai să fac. Mă fac varză, domn profesor. Să văd. Așa, deci. Hai să compune. Pune și cum, compune și tu una, numai ia să... Care-i compune celelalte, să vedem. Fac, poți fac și cu 4 zile. Păi faci și cu 4 zile. Aha! Păi nu că faci cu 4 zile și aha, ci fă, o să vedem cum arată problema ta. Fiecare compune câte o problemă, da? Aș dumneavoastră. Da. Ai bochetă. Așa. Așa. Aș dumneavoastră. Abia aștept să văd ce iese. Ați rămas ultimul. Rămân 35 cu tine. Tot 30, da? La mine au rămas mai mult. Hai să vedem. Hai să vă dai prima, pentru că să dăm copil inteligent. Da. Deci, s-a cumpărat o cutie de bomboane și în prima zi s-a luat 6 pe 10 din cantitate. 6 pe 10, adică 3 pe 5. Dumneavoastră scrieți acolo, așa. Da, 3 pe 5. A doua zi s-a luat 5 pe 6 din rest. 5 supra 6 din ierul, nu? A treia zi s-a luat 4 pe 5 din rest. 4 pe 5 din ierul 2, din restul 3. A patra zi s-a luat 5 pe 8 din rest. 5 pe 8 din ier 3. Și așa au mai rămas 50 de bomboane. Să vă văd! Rămân... V-am nimicit. 50 bomboane. Aveți timp? 5 minute. O cutie de asta e cam... Are cam multe bomboane. Multe bomboane. Mulțumesc, v-am pus foarte multe fix pentru că știu că vă plac problemele astea. Da, că vreau să o facem pe altarea. Deci și noi am putut. Ți-am dat și noi o problemă acolo, te rog frumos, fă-o și pe-a mea. Păi, de ce te joci? Hai. Deci împărțim în 5, nu? 1, 2, 3, o fac în 5 secunde fără 4. 5. 5, da? 1, 2, 3, 4, 5. Luăm 3 segmente. 3 le consumă și rămân 2. Doar 2. Acestea 2. Segmentul ăsta de lungime asta trebuie să-l împărțim în 6. Da. Da? Adică, practic, alea 2 le împărțim acum în 3.
1, 2, 3. Și câte consumă din astea 6? 5. 2, 3, 4, 5. Consumă 5 H-uri RAM. Deci rămân numai o singură, un singur segment de asta, da? Domn profesor, v-ați făcut varză. Stai, că nu ne-am făcut varză, așa ne iei. Nu, vorbesc de dumneavoastră, că ați făcut o problemă ușurică. Așa. Ăsta care a rămas aici, a luat cât? 4, îl împărțim în 5. Și am luat 5. Îl împărțim în 5 și luăm 4, da? În 5 părți. E destul de mic, trebuia să le iau segmente mai mari, da? 1, 2, 3, 4, 5. Și am luat câte luăm din ele 4 și rămâne unul singur. Așa, acum trebuie să-l iau pe ăsta. Știi ce trebuie să facem? Trebuie să facem așa. Pe ăsta îl luăm și îl împărțim în câte? În 8. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stai, domn profesor, că vă purcați dacă vorbiți. 5. Și rămân 3. Astea 3 îți fac 50 de bomboane, s-o crezi tu. Că 50 nu se împarte la 3. Da, stai. Păi. Deci, dacă eu am acolo, deci am 8, stați puțin, domn profesor, că eu am acolo 8 pe 5, da? Da. Și fac 8 segmente. Și dacă am luat 5, mi-a rămas 3. Ah, nu știu ce am făcut. Am scris 30 și am zis 50. 30, da? Da, 30, dar am zis 50. Și acum 30 ăsta împărțim la 3 ca să vedem câte un segment. Și face 10, mulțim cu 8 ca să vedem pe ăsta de aici. Face 80, unul singur e 80. Da. Dar aici sunt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 5, bun, profesor, da, dacă 40. Eu nu mă pot concentra. 400, e asta. Și 400 ori 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6, da. La al doilea, da. Da. 400 ori 6, ca să facă 24. Nu, am impresia că erau 5. 5, 5 este, da, noi am mulțit cu 6. Da. 6 total. Da, da. E 5 pe 6, da? Și astea, 2400 sunt astea două. Adică 2400, una este 1200. Și mulțim cu 5, 1200, ori 5. Șase. 6000 de... Stați puțin. Chiar că erau multe. 6000 de bomboane, o cutie de asta. Na, de mănânci două luni de zi, o na. I-am mâncat 5 zile. 4. Stați puțin, domn profesor. Așa. Acum ne oprim aici. Stați! Probleme de stare. Mai puține probleme, deci, domn profesor. Da, au venit cei de-a șaptea, ți vezi. Stați puțin, că mai am tot. Da. Au venit și ne dă afară și trebuie să le zicem. Stați, domn profesor, 36 de bombare. Nu, nu ne-am spus să dea like și share. Nici o clipă, ne-am întins la problemele astea și n-am zis. 36 de bombare, domn profesor, nu uitați să dați like și share. Nu uitați, dragilor. Sau vin la voi acasă. Așa, și ne oprim aici, continuăm cu clasa cealaltă. La revedere! Să rămână!